Octavian Popescu, noua mare speranță a fotbalului românesc, are un sezon incredibil pentru un puști de 19 ani. Acesta arată o tehnică și o viteză de execuție mult superioară ligii întâi. De aceea, patronul roșalbaștrilor, Gigi Becali, intenționează să obțină o sumă incredibilă de transfer, Tavi având potențialul de a fi cel mai scump fotbalist vândut vreodată de FCSB, însă până la acest moment, steliștii se pot lăuda cu alte lovituri pe piața transferurilor. Chiar în videoclipul de astăzi, vom vedea un top 10 al celor mai scumpi fotbaliști vânduți vreodată de Gigi Becali, iar dacă vă place această idee, ne-ar ajuta foarte mult dacă ați apăsa pe butonul de like, abonare și ați da și un share acestui video. Înainte de a începe propriu-zis videoclipul, vrem să vă prezentăm site-ul Mystery Shirt, un magazin online care a adus în România un concept nou și inovativ prin care vă puteți comanda tricouri din lumea fotbalului, chiar apoi să vă treziți cu o surpriză plăcută la voi acasă. Aceștia au tricouri pentru bărbați, femei și copii, iar dacă adăugați codul TPT, veți primi o reducere de 10% la orice comandă. Pe urmă, adăugați foarte ușor datele voastre personale și metoda prin care doriți să plătiți, iar în maximă 3 zile tricoul va ajunge la voi acasă. De asemenea, dacă nu doriți un tricou cu un fotbalist, echipă sau națională, lăsați un comentariu înainte de a finaliza comanda. Deschidem videoclipul cu unul dintre cei mai buni fotbaliști străini care au pășit vreodată în Liga 1. Este vorba despre atacantul francez Thuriot, care a fost vândut în Belgia la Anderlecht pentru 2,9 milioane de euro, o sumă foarte bună pentru anul 2008 și mai ales pentru un fotbalist străin. Francezul venise cu un sezon în urmă la echipa patronată de Gigi Becali și a reușit să se impună rapid, marcând 10 goluri în primul său sezon, fiind un fotbalist de mare calitate care a fost vândut foarte repede, chiar în cariera sa Thuriot a ajuns să joace pentru mai multe echipe importante precum Fiorentina sau Udinese. Pe următoarea poziție se află George Ogăraru, omul care acum lucrează în interiorul clubului CSEA Steaua și susține că FCSB nu este Steaua, reprezintă unul dintre cele mai profitabile transferuri din istoria clubului patronat de Gigi Becali. Acesta a fost crescut de mică de către roșialbaștri, devenind un titular clar pe poziția sa, chiar la 26 de ani, acesta a fost vândut pentru 3 milioane de euro la Ajax Amsterdam. Din păcate, acesta nu a reușit să se impună la clubul olandez, revenind ca împrumut la Steaua, chiar apoi și-a terminat cariera la FC Sion în Elveția. Alexandru Kipciu a fost o mare speranță a roșialbaștrilor pe care se credea că se va obține peste 10 milioane de euro, însă din cauza unor accidentări destul de grave și o perioadă ceva mai nefastă, acesta a fost vândut până la urmă în sezonul 2016-2017 la Anderlecht pentru 3 milioane de euro. Actualul fotbalist al celor de la CFR Cluj a îmbrăcat tricoul celor de la FCSB în 169 de meciuri, reușind să marcheze 34 de goluri și 38 de asisturi. Transferul său în Belgia nu a fost deloc unul rău la început, însă pe urmă și-a pierdut postul de titular, ajungând să joace doar 69 de meciuri pentru Anderlecht. Un alt fotbalist despre care patronul lui FCSB spunea că va încasa 10 de milioane de euro este Olimpiu Moruțan, care putea pleca pe mai mulți bani, însă Becali a luat niște decizii dubioase. Moruțan, un fotbalist foarte tânăr și talentat, a fost dorit de Galatasaray, care oferea în jur de 7 sau 8 milioane de euro pe el, însă clubul nu a vrut să-l vândă pe această sumă, considerând că este prea mică. După doar câteva săptămâni în care mijlocașul ofensiv a dat un randament foarte slab, a fost vândut pentru 4,2 milioane de euro. Din păcate, în acest moment, Moruțan se află într-o perioadă foarte grea a carierei sale, având viață grea în Turcia, unde nu a reușit să se adapteze. Un alt fotbalist vândut de către Becali la Galatasaray este Bogdan Stancu, care în sezonul 2010-2011 a plecat la una din marile echipe ale Turciei pentru 5 milioane de euro, o sumă foarte bună pentru atacantul care atunci avea 23 de ani. Motanul Bogdan Stancu a fost adus în Ghencea de la Unirea Urziceni pentru 2 milioane de euro, urmând să joace două sezoane pentru roșialbaștri, în care a marcat 41 de goluri plus alte 12 asisturi și plecând la Galata, unde nu a reușit mare lucru, însă a reușit să-și facă o carieră frumoasă în campionatul Turciei.
mai enigmatică și iubită fotbalistă al Roșii Albaștrilor de după anul 2000 este cu siguranță Mirel Rădoi, o adevărată legendă a clubului pe care Becali a obținut o sumă foarte frumoasă din țările arabe. Mirel Rădoi a fost un adevărat capitan al Stelei, fiind un membru extrem de important în echipa care a ajuns în semifinalele Cupei UEFA și care a fost la doar un pas de a ajunge în marea finală. Rădoi, după 9 ani în tricoul Stelei, a plecat la Al Hilal pentru 6 milioane de euro și un salariu cu adevărat fabulos. FCSB a avut niște ani foarte buni în perioada 2012-2015, în care a reușit să câștige de 3 ori consecutiv campionatul în România și să facă mai multe performanțe europene, eliminând-o pe Ajax, învingând-o pe Chelsea și ajungând în grupele UEFA Champions League. Chiar fundașii și cheie ai acestor performanțe au fost Florin Gardoș și Vlad Chiricheș. Gardoș s-a vândut pe o sumă foarte bună pentru un fundaș central, și anume 6,8 milioane de euro la Southampton în Premier League, unde din păcate a suferit o accidentare foarte gravă care l-a făcut să rateze numeroase meciuri. Chiar din această cauză, cariera sa a luat-o la vale anul acesta, făcând anunțul că se retrage din cariera de fotbalist profesionist. Că tot amintit de el ceva mai devreme, Vlad Chiricheș a fost o adevărată lovitură pe care Gigi Becali a dat-o, reușind să-l vândă pe românul, care avea atunci doar 23 de ani, cu 9,5 milioane de euro în Premier League la Tottenham. În acel moment, Chiricheș devenea cel mai scump fotbalist plecat din campionatul nostru, el având până în acel moment evoluții strălucitoare, fiind lăudat pentru jocul său de picior și pentru golurile excepționale pe care reușea să le dea, el marcând atât în poarta celor de la Ajax, dar și în poarta lui Chelsea pe Stamford Bridge. Din păcate, capitanul naționalei României a avut ghinionul de a se accidenta foarte des, iar asta a dăunat carierei sale. Anderlecht a cumpărat destul de mulți fotbaliști pe bani mulți de la FCSB, însă de departe cel mai scump este Nicușor Stanciu, pe care belgenii au plătit 9,7 milioane de euro. La doar 23 de ani, Stanciu deja devenise cel mai bun fotbalist al Roșii Albaștrilor, reușind să marcheze niște goluri incredibile în campionat, dar și în Europa League, când a reușit 3 goluri superbe în poarta lui Sparta Praga. 9 goluri și 10 asisturi a reușit Stanciu pentru Anderlecht, iar pe urmă a plecat în Cehia, unde a evoluat o bună bucată de timp. Cel mai scump fotbalist plecat vreodată din campionatul românesc și automat cel mai scump transfer făcut de Gigi Becali este Perla Tenisman, care în sezonul 2020-2021 pleca ca și golgheter al României în Italia la FC Parma pentru numai puțin de 12 milioane de euro, o sumă uriașă și un profit incredibil reușită de Roșii Albaștri, care îl cumpărase foarte ieftin pe mană de la UTA Arad. Man a arătat în campionatul României o formă genială, reușind să marcheze gol după gol și să fie un adevărat lider al FCSB-ului. Cine va fi următorul mare transfer reușit de Gigi Becali? Va fi capitanul Florin Tănase, golgheterul Iani Stoica sau Perla Octavian Popescu? Scrieți-ne în comentarii și tot acolo spuneți-ne dacă mai vreți să vedeți astfel de clipuri. Chiar până data viitoare, nu uitați de clasicele butoane de like, abonare și subscribe. Salut!